Când le va zice odată predicatorul și la părinți un mesaj? Tot timpul era vorba numai despre noi, copiii, să ascultăm, să fim așezați, să fim liniștiți. Și așteptam cu înfrigurare când va fi mesajul să audă și tata și mama un mesaj pentru ei. În seara asta, mesajul cam pentru ei este și cam pentru noi, părinții. Dar n-aș vrea copiii să asculte ei, vă zis în seara asta. Pentru că nu-i vorba să fii un părinte perfect, pentru că fiecare dintre noi avem greșelile noastre și nici măcar n-aș vrea să privim mesajul ca fiind un mesaj frustrant. N-am reușit în calitate de părinte. Ci mai degrabă aș vrea să fie un mesaj care să ne provoace la a fi părinți responsabili. Și aș începe, înainte de a citi Scriptura, să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră sunteți părinți? Vă rog să ridicați mâna. Către 3/4 din sală. Mesajul nu e doar pentru părinți și pentru cei care vor deveni părinți în viitorul apropiat. E tare bine să înveți din experiența altora decât să treci prin greșeli pe propria ta piele. De aceea, cu respect, vă invit să ne ridicăm și să citim un text din Sfânta Scriptură din cartea Iov. Iov, capitolul 1, de la versetul 1 la 5. După citirea Sfântului Cuvânt, îl rog pe fratele Marius Mihescu să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula diste dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru că suntem prezenți în casa ta, Doamne, am venit să ascultăm cuvântul tău. Și am venit, Doamne, să ne hrănim cu el. Și am venit, Doamne, să învățăm să-L punem în practică în viețile noastre, Doamne. Și îți mulțumim că Tu ești întemeitorul familiei. Că Tu ești Cel care ai pus bărbatul și femeia împreună, Doamne. Și nimeni și nimic nu-i vor putea despărți. Și îți mulțumim pentru asta. Dar, Doamne, dacă nu avem binecuvântarea Ta și dacă nu avem călăuzirea Ta, Doamne, nu suntem nimic și nu putem nimic fără Tine. De aceea vrem să ne hrănim cu învățătura Ta. De aceea vrem ca Tu să deschizi inimile noastre, să deschizi mințile noastre în seara aceasta, pentru ca cuvântul Tău să rodească acolo. Și mai departe, Doamne, Te rog să-L sfințești pe Cel care ne va vorbi, Doamne. Să lași din plin Duhul Tău în seara aceasta aici, pentru ca fiecare suflet, fiecare inimă, Doamne, să plece zidită de aici. Îți mulțumim și Te lăudăm, Te slăvim și Te proslăvim în seara aceasta, în veci. Amin. Vă rog să le ocupați locurile. Dincolo de faptul că nu ai nici măcar un minut de liniște, de pauză, de concediu din meseria aceasta, a fi părinte e provocator în zilele noastre. E mai provocator poate mai mult decât oricând. Și dați-mi voie să citez ceva dintr-o carte de renume mondial, scrisă de Ravi Zacharia, Shattered Visage, The Real Face of Atheism, în care el tratează prin anii 1990 starea copilăriei. Și el face o radiografie interesantă a copilăriei și spune în felul următor. În 1950, spunea Ravi Zacharia, copilăria și-a pierdut inocența. Când? Când copiii au fost înlăturați din preajma părinților și abandonați de aceștia, când părinții și-au găsit avantaje în slujbele bine plătite. Așa că au fost lăsați să se descurce singuri.
În 1960, spunea el, copilăria sau copiii și-au pierdut autoritatea. Era perioada în care biserica era chestionată cu privire la autoritate. Era perioada în care școala era chestionată cu privire la autoritate. Așa că orice formă de autoritate era înlăturată și implicit copilăria, copiii și-au pierdut respectul față de autoritate. În 1970, spunea el, copilăria și-a pierdut iubirea. Erau anii sinelui. Se vorbea de imaginea de sine, stima de sine, afirmarea de sine. Copiii, spunea el, au început să învețe totul despre relațiile imorale. La televizor deja începeau și în reviste începeau să fie promovate imagini murdare, cu goliciune, și copiii au învățat tot ce înseamnă legat de dezbrăcare, dar au încetat să învețe despre iubire. Și în 1980, spunea el, copilăria și-a pierdut speranța. Dezbrăcată de inocență, lipsită de orice respect față de autoritate, nemai știind ce înseamnă iubirea adevărată, Reviza Căraia spunea, era în preajma unui posibil război nuclear și oamenii nu mai aveau speranță. Vorbim de anii 1990. Astăzi deschideți televizoarele legate de știri și spunea ministrul educației acum o săptămână că în fiecare zi în România există un caz de violență undeva în școlile din România legat de copii. Trăim vremuri cât se poate de grele. Vremuri în care copilăria este pusă într-o mare cumpănă. Și noi suntem părinți, cei pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat ca părinți, și suntem responsabili față de copiii noștri. Dar după masa aceasta m-am gândit să învățăm câteva lucruri despre Iov, teologia lui Iov. Acum, pe acest patriarh l-am privit sub diferite aspecte. Dacă ar fi să vă întreb ce vă gândiți sau care e primul lucru care vă vine în minte când rostiți numele Iov, la ce v-ați gândi? Suferință. Model de suferință. Sau mai degrabă, un model de corectitudine în suferință. Însă foarte interesant că chiar numele de Iov într-o oarecare limbă veche, antică, se traduce altfel. Iov înseamnă, sau s-ar traduce prin următoarea întrebare, unde este tatăl? De adevărat e proverbial și legat de Dumnezeu că Iov se întreabă unde ești, Doamne, dar răspunsul la această întrebare a numelui său este cât se poate de prezent și zi și noapte în preajma copiilor săi. Pe Iov îl cunoaștem sub diferite aspecte. Are o bună reputație, Biblia spune se temea de Dumnezeu și se abătea de rău. Și apropo, reputația nu ți-o câștigi peste noapte, o câștigi într-o viață întreagă. Mai mult, Biblia spune despre el că era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Despre Iov mai știm ceva, avea o familie perfectă. 7. 7 fii, asta era în antichitate cifra perfecțiune. Și bonus 3 fete, 10, familia completă. Dar acum despre Iov aș vrea să învățăm altceva. Primul lucru care îl prezintă Biblia legat de Iov nu are de-a face cu faptul că e mai cuvază. Nu are de-a face cu faptul că este un mare om de afaceri. Nu are de-a face cu suferința. Primul lucru pe care Biblia îl prezintă legat de Iov e următorul. Iov e tată. Asta îl descrie. În preajma familiei. În preajma casei sale. Hai să învățăm câteva lucruri din teologia lui Iov. Primul lucru ce învăț din teologia lui Iov îl găsesc de fapt în versetul 21. Hai să citim versetul 20. Iov 1 cu 20. Știți știrea aceea tragică în momentul în care Iov practic asistă la 10 sicrie unul lângă celălalt în casa lui. Și imaginați-vă să vedeți 10 sicrie, toate acele sicrie umplute de copiii tăi pe masă în casa ta, în preajma ta. Și Iov se scoală când aude știrea, își sfâșie mantaua, își tunde capul, se aruncă la pământ și se închină. Și uitați ce concepție avea el legat de familie. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Fie binecuvântat numele Domnului. Prima concepție pe care Iov o avea ca tată în familia sa era următoarea. Copiii sunt un dar împrumutat de la Domnul. Iov era conștient că deși avea o familie perfectă, 10 la număr,
7 băieți. Iov îi percepe nimic mai mult decât ca pe un dar pe care Domnul îl dă și Domnul îl ia înapoi. O astfel de concepție cât se poate de sănătoasă, întrucât mă ajută să mă port cu înțelepciune cu copiii mei. Pe de o parte, e liniștitoare această concepție. Nu vom mai fi atât de stresat, atât de super preocupat de copii. Și voi putea lăsa în mâna cea bună a lui Dumnezeu. De fapt, în momentul în care copilul iasă din pântecele mamei, copilul intră într-o lume nesigură. Câtă vreme, 9 luni de zile, stă acolo, e protejat și aproape de mamă. Dar din primele momente când iasă în lume, din primele momente când începe să mănânce singur, din momentele în care începe să meargă, din momentele în care merge la grădiniță, apoi la școală, apoi se căsătorește și își urmează drumul, mă învață un lucru copilul. Că e o depărtare care e tot mai mare și în cele din urmă nu e al meu, ci al lui Dumnezeu. Iov trăiește cu această concepție că iasă copilul și până la urmă e în mâna lui Dumnezeu, că e al lui Dumnezeu. Că de fapt tot acest proces de îndepărtare e extrem de riscant. Aș vrea să-mi țin copilul cât pot lângă mine. Dar ești conștient că această depărtare într-o lume nesigură, într-o lume în care școala poate fi plină de violență, într-o lume a microbilor, a bacteriilor, n-am niciun fel de sprijin într-o astfel de lume, decât concepția asta că s-a lui Dumnezeu și Dumnezeu are milă de ei. Atâți microbi în jur, atât de firav la bolile înconjurătoare, la răutățile din jurul nostru, la mediul din afara familiei care e rece. Dar dacă am concepția asta, știm, Doamne, până la urmă e al Tău, Tu mi l-ai dat. Asta îmi dă pace. Băiețelul meu are un dar miraculos de a trece la 2 mm distanță de colțurile mesei. Și mă întreb cum au reușit și de data respectivă să scape fără un cucui. Dar mă liniștește concepția oricât de mult aș vrea să stau, să-l protejez. Înțeleg concepția asta pe care Iov o are. În cele din urmă s-a lui Dumnezeu și El e Cel care protejează. Toată această îndepărtare rapidă, toată această protecție care mă depășește uneori, mă conștientizează de adevăr că ei, copiii, îmi sunt împrumutați și că în final cerul are grijă de ei. Sigur, asta nu înseamnă, pe de altă parte, renunțare. Dacă cineva v-ar da un dar valoros, cu siguranță te-ai purta cu acel dar cu mânușile. Ai fi atât de atent față de acel dar special. Dar cel mai mare dar pe care un părinte îl poate avea este copilul lui. De aceea conștiința faptului că e de la Dumnezeu, voi avea grijă de el ca un dar valoros și în cele din urmă îl prezint înaintea Tatălui. Ce am investit în el? Ce am pus în el? Asta e prima concepție de la care pleacă Iov în creșterea copiilor. Concepția că cei 7 băieți și cele 3 fete sunt în cele din urmă darul lui Dumnezeu. Dar dincolo de această concepție văd câteva lucruri practice la Iov și aici urmează al doilea principiu. Iov e preocupat de ceea ce fac copiii. Deși un om bogat, cu multe responsabilități, cea mai mare preocupare a lui Iov, potrivit primului capitol în cartea sa Iov, nu are de-a face cu averia sa, nu are de-a face cu casa sa sau cu starea socială, ci cea mai mare preocupare are de-a face cu copiii săi. Biblia spune că dimineața de vreme Iov se trezea și era preocupat de ce au făcut copiii săi. Era interesat de soarta copiilor săi. Nu îi lăsa să crească haotic, singuri. Într-un studiu realizat acum câțiva ani de sociologii Sheldon și Eleanor Gluck de la Universitatea din Harvard, s-a scos în evidență factorii care în viitor declanșează delicvența juvenilă. Oamenii aceștia au spus așa: dacă până la 6 ani unui copil lipsesc 4 factori, 90% acel copil va ajunge un delicvent. Au făcut oamenii aceștia o cercetare în această universitate prestigioasă și au analizat starea mai multor familii. Și s-au uitat analizând aceste familii prin 4 prisme, prin 4 factori. Și au spus ei, dacă unui copil până la 6 ani, 5-6 ani, îi lipsesc acești 4 factori, 90% dintre ei vor ajunge delicvenți. Și iată care sunt. Primul: aplicarea disciplinei ferme
corecte și constante din partea Tatălui. Fratele Ricci dă din cap. Amin. Tatăle trebuie să fie prezent în familie. Al doilea factor, și aș vrea să subliniem legat de punctul acesta. Mama trebuie să știe întotdeauna unde sunt copiii ei și ce fac. Și să încerce să fie cât se poate de mult împreună cu ei. Rolul mamei se vede aici. Să știe întotdeauna ce fac copiii ei, unde sunt și să stea cât mai mult cu ei. 3. Copiii trebuie să vadă afecțiunea demonstrată între părinții lor și de la părinții lor spre ei. O afecțiune demonstrată dincolo de cuvinte, observabilă prin felul în care se iubesc părinții și copiii sunt iubiți de părinți. Și ultimul lucru, spuneau ei, familia trebuie să petreacă mult timp împreună ca unitate. Acum, din toate cele patru citiri deosebite, cel de-al doilea pare să fie un factor destul de neglijat astăzi. În dorința de a le face viața copiilor mai ușoară, uneori părinții uită de copii. Și știți cum uită? Îi lasă în fața televizorului sau internetului. Că suntem prea preocupați de a rezolva lucruri pentru ei și câteodată îi lăsăm acolo să stea ei singuri, că atunci ascuminți și le astupăm gura. Însă copilul are nevoie de prezența mamei și a tatălui cu el. Am observat din bruma mea de experiență de părinte că dacă îi cumpăr copilului meu o jucărie, 5 minute se joacă cu ea. Cât de sofisticat ar fi? Să aibă tot felul de beculețe, tot felul de rotițe, se joacă 5 minute și se plictisește. Dar cu mine niciodată nu se plictisește. Și așa de important să petrești timp cu copilul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Să fii preocupat de ce face el. Copilul nu va fi niciodată plictisit de ceea ce faci tu cu el. Oferă timp pentru fiecare etapă a universului tău, universului său. Acum câțiva ani la o televiziune era o campanie și frumoasă, nu știu dacă mai este, și campania se numea Știi ce face copilul tău? În goana zilei de astăzi, câteodată îi lăsăm pe copii deoparte și se descurcă singuri. Dar nu uitați, Iov era preocupat de ceea ce făceau copiii lor, copiii lui, când nu era el prezent. Al treilea principiu ce-l văd în viața lui Iov, tot în versetul 5, îmi place tare mult cum se încheie, Iov își ia responsabilitatea de tată foarte în serios. Acum, faptul că Iov avea niște copii care se întâlneau, asta nu înseamnă în mod automat că acești copii făceau prostii sau că păcătuiau. Nu scrie Biblia că Iov avea copii care păcătuiau. Totuși, Iov a înțeles că acei copii puteau să ia decizii neînțelepte. Iov nu era un părinte cicălitor să fie permanent cu ei. Copiii au crescut deja. Ca să dai o spețe, nu să dai o spețe la 3-4 ani. Dar Iov știe ceva. Chiar dacă nu poate să fie cu copiii lui prezent fizic, poate să facă altceva. Și îmi place tare mult cum se încheie pasajul citit, versetul 5. Așa avea Iov obicei să facă, să se roage. Iov îi pune în mâna lui Dumnezeu pe acești copii. Chiar dacă au crescut, nu era o rugăciune ocazională, Doamne, de ziua copilului crește-l mare. Ci era o rugăciune constantă. Era un obicei pentru copiii lui. Și asta spune Scriptura. Fă-ți obicei să te rogi pentru copiii tăi constant, chiar când dorm. Cineva m-a învățat, chiar când dorm copiii, să merg în camera lor și să mă rog pentru ei. Să-i binecuvântez. Să-i pun în mâna lui Dumnezeu. Că în final îmi dau seama că eu n-am nicio abilitate să-l schimb pe copil. Am nevoie să mă eliberez de această concepție uneori greșită și usturătoare, care spune, dacă ridic vocea, copilul se va schimba. Sau dacă explic logic, copilul se va schimba. Nu pot schimba comportamentul copilului meu prin vocea mea, nici măcar prin logica mea, ci doar Dumnezeu poate schimba comportamentul. Doar Dumnezeu poate schimba inima copilului. De aceea, pe măsură ce mă încred în forțele mele, devin nervos, devin agitat și îmi dau seama, nu pot.
Și atunci e nevoie să fac altceva mai des și mai mult. Să mă rog mai mult pentru copii. Nu eu sunt cel care schimb. Eu sunt doar unealtă prin care Hristos îi schimbă. Doar Iisus e cel care poate da o inimă nouă, un comportament nou. Aș vrea să vă uitați cu atenție dacă se vede cât mai clar, poate, imaginea aceasta. Am văzut-o acum o lună de zile și mărturia unui tată care a fost schimbat de această imagine. În imaginea aceasta, dacă se vede clar până în spate, e prezent un tată, noaptea, lângă copilul său. Copilul e întins în pat, cu jucăria lui cu care doarme, și tatăl îngenunchează și se roagă. În spatele imaginii, aici e un geam. Și în spatele acestei imagini, în spatele geamului, în mod grafic sunt prezentați doi îngeri. Al luminii și al întunericului. Și cel care mi-a prezentat imaginea aceasta e un tată care a fost schimbat de imaginea aceasta, spunând, am înțeles când am văzut imaginea că pentru sufletul copilului meu se dă o luptă. Pentru sufletul acela micuț se dă o luptă care nu se vede cu ochiul fizic și legat de planul spiritual. Și dacă Dumnezeu ne-ar deschide chiar acum ochii spirituali, probabil am vedea în lumea spirituală această luptă care se dă pentru fiecare suflet. Copilul intră într-un mediu păcătos, într-un mediu vulnerabil. Și dacă nu se roagă tata, cine se roage pentru el? Dacă nu se roagă mama, cine să se roage pentru el? Dacă nu se roagă bunica și bunicul, cine să se roage pentru sufletul lui? Uneori suntem tentați să credem sau să cădem în abisul mândriei, spunând că noi, ca buni părinți, schimbăm, dar doar Dumnezeu poate schimba. E așa de important să ne rugăm constant și serios pentru copii. Asta face Iov. Îmi place tare mult ce mai face Iov. Tot în versetul 5 observ lucrul acesta. Iov este interesat nu atât de mult de partea materială a copiilor, cât de partea spirituală. Iov e preocupat în cele din urmă de inima copilului. Și uitați ce zice versetul 5, hai să-l mai citim o dată. Iată ce rostește Iov. Poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în... Dacă nu avem videoproiector, nu ne mai uităm în bile. În inima lor. Iov se uită la inima copilului. Și interesat de ei. Îmi place tare mult accentul din acest verset. Partea interioară a copilului, deși bogat, deși înțelept, Iov pune pe primul plan interesul copilului în partea spirituală. Acum, vremurile pe care le trăim sunt interesante. Și am auzit concepția aceasta des și concepția următoare. Știți care e concepția? Dacă noi n-am avut lucruri materiale, cine să aibă? Copiii noștri. Și părinții trec din dragoste pentru copii la sacrificii imense. Lucrează de dimineață până seara. Se uită la tot felul de lucruri care copiii nu le au. Și acești părinți uită un lucru. Copilul e mai mult decât parte materială. Copilul e parte spirituală. Dar eu fac lucrul acesta tare bine și se uită la partea spirituală a copilului, dacă au păcătuit ei în inima lor. O analiză a rugăciunilor părintești pentru copii ar scoate în evidență pentru ce ne rugăm noi de cele mai multe ori. M-am uitat la mine cum mă rog. Când erau copiii încă în pântecul soției mele, mă rugam așa, Doamne, fă-i să vină pe lume compleți. Să nu le lipsească niciun deget, niciun organ. Toate lucrurile pune tu în ordine. Pe măsură ce au venit pe lume, am început să mă rog pentru fiecare noapte a lor să doarmă bine, să aibă odihnă. Au crescut și începeam să mă rog să nu se îmbolnăvească, să treacă mai repede peste perioada iernii, cu bine. Rugăciuni bune! Dar mi-am dat seama că toate rugăciunile acestea nu sunt pentru ei, sunt pentru mine. Că dacă ei dorm noaptea, și eu dorm. Dacă ei nu se îmbolnăvesc, și eu duc bine. Dacă ei spăziți de alții, și mie merge bine. Când mă uit în Scriptură, văd o altfel de rugăciune pentru inima copilului.
pentru inima omului. Și hai să citim, rog, dacă poate fi afișat, Efeseni, capitolul 1, versetul 17 la 19, un fel de rugăciune pentru partea spirituală. Și acolo Scriptura vorbește despre ceea ce s-a rugat, de fapt, apostolul Pavel. Efeseni, capitolul 1, versetul 17 la 19, spune așa: Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, a credincioșilor, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Iată ce rugăciune! Legat de partea spirituală, legat de inimă. Și am găsit în citirile mele o rugăciune a unei mame. Și vreau să o citim. Tare frumoasă. Și uitați cum se ruga această mamă: Doamne, rugăciunea cea mai importantă ce mă pot ruga pentru ei este ca ai mei copii să vadă păcatul lor și nevoia de Tine. Își cer, Doamne, să le străpungi inima cu dragostea Ta, așa încât ei să observe nevoia pentru Evanghelie. Mă rog ca ei să știe că nu este nimic ce pot face pentru a câștiga dragostea sau a menține dragostea Ta. De fiecare dată când se potignesc în păcat, atrage înapoi la Evanghelie și la piciorul crucii. Mă rog împreună cu Pavel ca ai mei copii să știe că speranța e în Hristos. Eu cer ca Duhul Tău să-i lumineze, să le acorde înțelepciune și înțelegere. Dă-le dorința să Te cunoască mai profund și mai intim. M-ai învățat că adevărata schimbare se produce din interior spre exterior. De aceea dăm harul de a vorbi inimilor în toate interacțiunile mele cu ei. Ajută-mă să nu fie o barieră între ei și Tine. Îți mulțumesc pentru puterea Evangheliei. Fie ca ea să fie motivația pentru creșterea copiilor mei în Tine. Îți mulțumesc, Tată, că datorită lui Iisus totul este har. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Frumoasă rugăciune, nu? Care are de-a face cu inima, cu partea spirituală. A, e bine să te rogi să fie păzit copilul tău. A, e bine să te rogi să o ducă bine în viață. Dar mai important decât orice, sufletul să fie mântuit. Și în final, și cu asta mă apropiu de încheiere, teologia lui Iov mai conține ceva. Înțelege că el are copii de la Dumnezeu, e preocupat de copiii lui, se roagă pentru copiii lui, e interesat de partea spirituală a copiilor, dar în final mai văd ceva. Câți ani credeți că aveau copiii lui când se ruga Iov pentru ei? 4, 5? Erau la casele lor. Erau mari. Probabil căsătoriți deja dacă erau la casele lor. M-au zis și expresia aceasta: de-abia aștept să crești, să fii la casa ta. Dar eu voi preocupa de soarta copiilor și după ce au trecut de perioada de fașă, de pruncie. O, îi lasă singuri. Și Biblia zice: va lăsa tatăl pe mama și pe tatăl, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Dar eu văd că e preocupat de ei. Cred cu tărie că în momentul în care Iov se ruga pentru copiii lui, aceștia erau deja mari, singuri, nu mai erau în grădiniță. Cred că se apropiau de maturitate sau erau deja maturi. Îmi place grija lui Iov, nu-i asfixiază prin prezența lui, nu-i dojenește, nu-i controlează fără să le lasă libertate, ci le poartă de grijă. Mare lucru să nu fii părinte dictator, nici neglijent. Lui Iov îi pasă de copiii lui pe întreg cuprinsul creșterii lor. Dacă ar fi să vă întreb, care credeți că este cea mai mare nevoie a unui copil adolescent deja, ce mi-ați răspunde? Dacă ar fi să pui în cântar nevoile unui copil adolescent, deci vorbim deja un copil de 10, 12, 14 ani, oare care ar fi cea mai mare nevoie? Dragostea?
altă nevoie. Ce zice? De timp. Un studiu s-a făcut, e adevărat, în Statele Unite. Și cei care lucrează cu tinerii în perioada aceasta au descoperit următorul lucru. Cea mai mare nevoie a unui copil adolescent e următoarea. Să se simtă dorit și nevoit. Și spuneau ei așa. Grupările de mafioți din New York au un mare succes și o mare trecere în preajma adolescenților. Și spuneau cei care au condus acest studiu că grupările de mafioți din New York se uită la adolescenți, copii între 8, 9, 10, 12, chiar până la 14 ani, și le spune așa, am nevoie de tine, îți dau sarcină blocul acesta, nu intră, nu iese nimeni fără tine. Și le pune în mână un pistol și la 10 și 12 ani să ai în mână un pistol și să controlezi grupările de acolo, e mare lucru. Dar pentru prima dată copilul ăla își dă seama ceva, cuiva îi pasă de mine. Și sunt și eu de folos pentru cineva. Acasă, pentru că era prea mic, copilul era dat la o parte. Tu ești prea mic, tu nu știi, tu nu poți. Și pentru prima dată copilul realizează că cineva are nevoie de el. Și face o treabă grozavă. Cea mai mare nevoie, spuneau acești oameni, este să se simtă dorit. Și asta se vede prin faptul că cineva se interesează continuu de el. O replică frumoasă era, nu-ți lăsa copilul să crească singur, sperând că se va modela bine de capul lui. În mod invariabil, altcineva se va interesa de el. În mod invariabil, găștile care sunt pline de copii, de adolescenți, le va oferi acelui copil un loc în care să se simtă nevoit, dorit. Și va crește haotic. Acum un an de zile, am fost invitat să discutăm cu o familie și în familia aceasta erau doi băieți. Doi băieți care, de altundeva, nu din Sibiu, care au crescut cu mare durere în inimă. Niciodată nu l-au văzut pe tatăl interesându-se de ei. Erau deja mari, tineri în toată regula. Niciodată tata nu i-a întrebat mai mult decât ai venit de la școală, ți-ai făcut temele, la revedere, atât. Asta era discuția. Și acești tineri au crescut în inima lor cu o durere imensă, cu o rană adâncă, nevindecată. Și când am stat de vorbă cu acel părinte, părintele mi-a spus în felul următor, știi ceva? Și eu am crescut în casa tatălui meu la fel. Și ei vor supraviețui. Și mi-am dat seama că o astfel de mentalitate se poate propaga din generație în generație și cât se poate de păguboasă. Și generația care vine după noi suferă din cauza faptului că nu există un interes pentru ei. Dar care e concluzia? Un singur principiu, am ajuns și eu la un singur principiu. Dacă e să revenim la ilustrația de la începutul mesajului, în loc de 5 principii, aș vrea să-l pun într-un singur principiu, tot din cartea Iov. Copiii noștri vor învăța despre credința în Hristos, despre principiile morale de trai, mai mult nu din predici, ci din traiul meu. Dacă Iov se ruga pentru fiul lui ca nu cumva aceștia să-l supere pe Dumnezeu în inima lor, această rugăciune urma să fie testată chiar de el. Iov se ruga, spune Scriptura, se ruga ca nu cumva copiii lui să nu-l supere pe Dumnezeu în inimă, dar Dumnezeu îl testează pe el legat de rugăciunea aceasta. Și dacă citim în versetul 22, capitolul 1, Iov trece de acest test. Și spune așa, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Cel mai bun principiu de trai e exemplul meu și al fiecărui părinte. Copilul va asculta din ceea ce vede, nu din ceea ce aude. Vă mărturisesc, nu sunt specialist în părinți. Dacă nu era luna familiei, nici n-aș fi atacat un astfel de text. Dar pentru că e luna familiei, tare important să încercăm să ne rugăm
și să punem în practică lucruri spirituale legate de familie. Mesajul din după masa aceasta nu ți-a dorit să fie unul gen lecție, ci sunt împreună cu dumneavoastră unul care învăț. Și nici măcar ca un copil să se uite să spune tatălui sau mama, ai văzut, tu nu ești ca Iov. Ci mai degrabă împreună să ajutăm să învățăm lucrurile spirituale din Cartea Sfântă. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că cea mai bună investiție în copii, aceștia să ducă mai departe Evanghelia până la capăt. Amin. Doamne Tată care ești în ceruri, Tu ești Tatăl adevărat și desăvârșit. Și Tu ești Cel care poți să mângâi orice copil, orice istorie plină de răni, Tu ești Cel care poți să dai pace și vindecare. Și la Tine venim în această după-amiază. Și Te rugăm pentru familiile noastre să le binecuvintezi Tu. Doamne, pentru cei care ne-ai învrednicit să fim părinți, venim înaintea Ta și îți cerem înțelepciune și putere să ne creștem copii în frică de Tine. De aceea, întâi de toate, pe noi Te rog să ne dai putere să fim exemple vii, atât în ceea ce vorbim, cât și în ceea ce trăim. Și Te rog să clădești în Biserica Betania familii sănătoase, cu copii sănătoși din toate punctele de vedere. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin.